Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 23 martie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Nicon, egumenul mănăstirii Pecerska și cei 199 de ucenici ai lui. Sfântul Nicon s-a născut la Neapole, dintr-un tată păgân și o mamă creștină. A trăit în secolul al VIII-lea și a fost ofițer roman. În timpul unui război, ținând seama de sfaturile mamei sale, Sfântul Nicon a făcut semnul Sfintei Cruci și a rostit tare numele lui Hristos. În acel moment a simțit în el o putere neobișnuită, cu ajutorul căreia a reușit să-i alunge pe dușmani. După război, ajunge la Cizic, unde primește botezul din mâna arhiereului Teodosie, episcopul locului. După ce devine creștin, se retrage într-o mănăstire unde se va dărui studiului și ascezei. La 3 ani de la botezul său a fost hirotonit preot și apoi episcop. După moartea mamei sale, se retrage în Sicilia, unde va predica Evanghelia. Sfântul Nicon reușește să strângă în jurul său 199 de monahi. În acea perioadă începe prigoana împotriva creștinilor. Prințul Quintianus l-a prins pe Nicon împreună cu ucenicii lui și i-a supus la marchinuri. Cei 199 de ucenici a Sfântului Nicon au fost cu toții omorâți prin decapitare. Pe Sfântul Nicon l-a legat de coala unui cal, căruia i-a dat drumul în galop, în josul unui defileu abrupt, apoi l-au bătut cumplit și l-au jupuit de viu. Dar Sfântul a supraviețuit tuturor acestor pedepse. În urma acestor chinuri, i s-a tăiat și lui capul. Trupul său a fost descoperit în urma vindecării minunate a unui păzitor de turme. Acesta avea duh necurat și în momentul în care s-a atins de trupul Sfântului, s-a tămăduit. Păzitorul a vestit minunea, iar creștinii au luat trupul Sfântului Nicon și l-au îngropat cu cinste. Trupanul Sfântului Mucenic Nicon. Mucenicul tău, Doamne, Nicon, într-o nevoință sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta, pe chinuitori a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Tot astăzi facem pomenirea Sfântului Dometie, Sfântului Cuvios Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni din Dipiu, Sfântului Cuvios Luca, care a pătimit în Mitilene. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi. Amin. Tuturor sărbătoriților zilei, le doresc un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și prosperitate în toate domeniile vieții lor. Cei care doriți, sunteți invitați să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, pentru a fi notificați ori de câte ori voi posta ceva nou care v-ar putea fi de un real folos vouă, copiilor sau nepoților voștri. Doamne ajută! Să aveți o zi bună, prieteni!